Le-am ascultat pe Dacian Cioloș prezentând detaliile încercărilor de astăzi, pentru că astăzi ar fi putut să se întâlnească Dacian Cioloș cu cei de la PNR pentru a discuta despre o variantă de guvernare împreună, despre o continuare a colaborării. Cei de la PNL însă au decis să nu-l susțină pe Dacian Cioloș în formarea unui nou guvern și l-au trimis către PSD și AUR să negocieze o majoritate. Dacă demersul celor de la USR va eșua, Florin Câțu a anunțat că PNL va începe negocierile cu toate partidele politice, citez, responsabile, dar cu excepția AUR. De cealaltă parte, Dacian Cioloș a anunțat în urmă cu foarte puțin timp că le mai dă liberalilor ceva timp să vină la discuții până duminică după amiază. Altfel, va merge cu un guvern monocolor și va încerca să obțină majoritatea direct în Parlament. Mai multe informații ne aduce chiar acum Gabriela Mihai despre ce se întâmplă pe scena politică. În momentul de față, te ascultăm, Gabriela. Am găsit cu aproximativ o jumătate de oră înainte de a avea loc întâlnirea dintre președintele Partidului Național Liberal Florin Câțu și Dacian Cioloș aici la sediul central al Partidului Național Liberal. Florin Câțu l-a sunat pe Dacian Cioloș ca să îl anunțe ce decizie a fost luată în ședința biroului executiv a Partidului Național Liberal, și anume acea decizie de a-i lăsa pe cei din USR să meargă mai departe pentru a-și căuta o majoritate pentru susținerea guvernului pe care intenționează să îl formeze în cadrul Partidului Social Democrat, dar și la AUR, pentru că sunt partidele alături de care USR a votat moțiunea de cenzură. Ei bine, după ce l-a sunat pe Dacian Cioloș și i-a transmis acest mesaj, decizia a fost ca întâlnirea să nu mai aibă loc. Pe de altă parte, în continuare, liberalii și-ar dori să fie refăcută coaliția de guvernare. Însă acest lucru se poate face doar dacă se va forma un guvern în jurul Partidului Național Liberal și, desigur, premierul desemnat să fie în continuare Florin Câțu. Așadar, nu renunță la această idee. Pe de altă parte, spuneau cei din Partidul Național Liberal, chiar președintele Partidului Național Liberal Florin Câțu anunța că dacă USR nu reușește să strângă o majoritate, atunci va începe negocierile în Parlament pentru a aduna o majoritate parlamentară în formarea unui guvern care ulterior să aibă și o susținere în Parlament. Am văzut însă și replica lui Dacian Cioloș. Acesta a spus că îl așteaptă pe Florin Câțu, președintele Partidului Național Liberal, până duminică, atunci când va avea o ședință a Biroului Național în care cei din USR vor stabili lista definitivă a miniștrilor pe care îi vor propune în guvernul monocolor și totodată și strategia pentru a reuși să adune voturi astfel încât să aibă o majoritate atunci când vor ajunge în Parlament. Așadar, Florin Câțu are la dispoziție încă câteva zile, dacă dorește, așa spunea Dacian Cioloș, știe unde să-i găsească pe cei de la USR. Puțin probabil să se întâmple acest lucru. Prin urmare, cel mai probabil că Dacian Cioloș, așa cum de altfel a și anunțat, va merge la votul Parlamentului cu propunerile de miniștri pe care de altfel o să îi facă și este greu de crezut că va strânge o majoritate în contextul în care cei din USR refuză să negocieze cu PSD și cu AUR și nu s-a găsit înțelegere nici în Partidul Național Liberal pentru a fi susținut premierul desemnat Dacian Cioloș. Important este de menționat că și Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avut o reacție pe pagina sa de socializare, o reacție în care, iată, vine și precizează că Dacian Cioloș, premierul desemnat, nu a reușit să vină cu o încredere astfel încât să fie reluată coaliția de guvernare. Liberalii s-au hotărât și au decis să-l trimită pe premierul desemnat Dacian Cioloș să negocieze o majoritate parlamentară împreună cu partenerii USR de la moțiunea de cenzură, PSD și AUR. Anunțul a fost făcut de Florin Câțu, care a precizat și ce vor face liberalii în cazul în care demersul USR nu va reuși.
Biroul executiv decide că PNL solicită lui Dăcian Cioloș și USR să facă întâi discuții cu cele două partide, care au reușit să facă majoritate la moțiunea PSD și EUR, pentru a găsi cele 234 de voturi necesare investirii guvernului. Dacă prim-ministrul desemnat Dăcian Cioloș nu va reuși în urma discuțiilor să coaguleze majoritatea pentru investirea guvernului, PNL va demara negocieri cu toți liderii partidelor politice responsabile, excluzând AUR, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru români. Declarațiile liderului liberal au venit la finalul ședinței biroului executiv al PNL și la două zile după întâlnirea dintre premierul desemnat Dacian Cioloș, Florin Câțu, Kelemen Hunor și reprezentanții minorităților naționale, pe tema refacerii coaliției de guvernare. În opinia liberalilor, USR este principalul vinovat pentru căderea guvernului de centru-dreapta format după alegerile parlamentare din 2020. Votul USR a fost definitoriu în demiterea guvernului. Astfel, răspunderea politică în fața românilor pentru momentul ales de a demite un guvern revine în principalul USR și în subsidiar alianței USR-PSD-AUR. În mod simetric, responsabilitatea politică pentru instaurarea unui nou guvern revine coaliției care a format majoritatea pentru demiterea guvernului USR-AUR-PSD. Prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș are datoria morală față de români să încerce cu adevărat să găsească sprijinul la partenerii de coaliție PSD și AUR. Florin Câțu spune că dacă Cioloș nu formează nicio majoritate, atunci PNL va începe propriile negocieri. Cu oricine, mai puțin cu cei de la AUR. Noi așteptăm în continuare demersuri reale, adevărate, de a forma un guvern din partea și responsabile din partea lui Dacian Cioloș, care are în spate o majoritate. Da. După aceea discutăm. Da. Partidul Național Liberal are o singură variantă de a forma o majoritate în jurul Partidului Național Liberal. În timp ce politicienii se ceartă, virusul își vede în continuare devoluția sa. De ieri și până astăzi, alți 363 de oameni au murit, iar viața altor 1729 de români internați la ATI este în pericol. Și tot în numai o zi, aproape 16.000 de oameni au fost confirmați pozitiv. În legătură telefonică directă cu noi este acum medicul și cercetătorul Octavian Șurma. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În primul rând v-aș întreba, tocmai pentru că dumneavoastră ați făcut toate acele prognoze în legătură cu această perioadă pe care o traversăm acum. Credeți că ne apropiem de ce ați prognozat dumneavoastră sau depășește cifra pe care o avem azi cel puțin și așteptările dumneavoastră? Cifrele de astăzi depășesc mult prognoza pe care am avut-o în începutul lunii august. În acest scenariu în care ne aflăm, l-am etichetat ca fiind un scenariu de coșmar, adică l-am menționat ca posibil, dar nu mi-am imaginat că se va permite pandemia să ajungă aici, pentru că nu poți ajunge la asemenea valori decât dacă lași pandemia să evolueze liber după niște praguri maximale de siguranță pe care erau deja stabilite în vară, dar pe care au fost suspendate odată ce le-am trecut. Din păcate, săptămâna aceasta ne așteptam la un vârf și aveam speranțe mari că de săptămâna viitoare să vedem o scădere a numărului de cazuri. Însă vedem că astăzi, de exemplu, singurul motiv pentru care nu am depășit 17.000 de cazuri au fost că s-au alocat 1.785 de cazuri. Când acestea se alocă pe județe, ele se scad din incidența națională, astfel încât incidența națională a fost peste 17.000, dar s-au scăzut 1.785 de cazuri dintre cele peste 22.000 nealocate. Acestea sunt cazuri nealocate, sunt cazuri care s-au înregistrat național, dar încă nu sunt alocate pe județe, deci nu se regăsesc. Da, cred că s-a întrerupt această legătură. Da. Mari, este subestimată nu doar că se raportează tardiv cu 3 zile, ci și pentru că nu se alocă la timp cazurile. Cum a fost și scandalul acela din București, în care nu s-au alocat o săptămână. Deci, semnele sunt că această scădere a numărului de cazuri este mai degrabă datorată unei plafonări a numărului de teste. Da, poate, domnule doctor, acum avem posibilitatea să vedem ce ne transmite Raed Arafat. Poate sunt niște măsuri anunțate importante. Așadar, chiar acum îl ascultăm pe Raed Arafat. Cea Vrancea, Ilfov și București. Unul dintre decese a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, unul la categoria de vârstă 20-29 de ani, două la categoria de vârstă 30-39 de ani, 15 la categoria 40-49 de ani, 26 la categoria 50-59 de ani, 87 la categoria 60-69 de ani, 126 la categoria 70-79 de ani,
și 105 la categoria peste 80 de ani. Persoana decedată din categoria 10-19 ani este un pacient de sex feminin din județul Bacău de 13 ani vârstă, nevaccinat, care nu prezenta comorbidități. Persoana decedată din categorie 20-29 de ani este un pacient de sex masculin din județul Gorj de 29 de ani, nevaccinat, care prezenta comorbidități. Din totalul deceselor în ultimele 24 de ore, 349 prezentau comorbidități, 9 fără comorbidități și pentru 5 comorbiditățile nu au fost încă raportate. Situația pacienților internați este următoarea. La acest moment avem pe secții 16.271 de pacienți, dintre care 404 copii. Persoane internate în ATI au ajuns la 1729 de pacienți, dintre care 38 de copii. La acest moment, la nivel național, conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății, avem alocat un număr de 1604. Când avem numărul internaților în ATI mai mare decât numărul paturilor, înseamnă că sunt pacienți care sunt internați pe foaie la ATI, dar care primesc îngrijirile în unitățile de primiri urgență, fiind ventilați acolo și îngrijiți în colaborare cu secția de ATI, dar pe locurile de la UPU, ei fiind internați în ATI, dar cu loc în unitatea de primiri urgență până se face loc la ATI. Sau până le transferăm în altă parte. De asemenea, la nivel național există o rezervă operațională de 164 de ATI destinate pacienților, dintre care 80 sunt în București. Aceste paturi sunt activate în dinamică, acolo unde numărul pacienților ATI depășește capacitatea secțiilor principale. La momentul în care am intrat în această conferință, cel puțin la o oră înainte să intrăm, când am luat toate datele, era un singur loc liber la București. În țară nu mai aveam paturi libere comunicate. La Piperă sunt internați 70 de pacienți aproximativ la acest moment, de când s-a deschis, iar la Lețcan, în județul Iași, sunt internați la acest moment 41 de pacienți, dintre care 11 la paturile ATI din cadrul Spitalului Lețcan. Astăzi s-a mai emis o hotărâre CNSU, hotărârea 86, în care s-a aprobat transferul din stocurile Unifarm către Departamentul pentru Situații de Urgență, care gestionează stocurile de urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a unui număr de 396 de ventilatoare fixe și mobile și 20 de concentratoare de oxigen, care urmează să fie preluate și să fie distribuite acolo unde este nevoie și acolo unde se solicită. Menționez că ultimele ventilatoare din stocurile strategice au fost distribuite, din cauza asta era nevoie să eliberăm cele care sunt la Unifarm pe această metodă. Mai avem pe teritoriul țării ventilatoarele din programul Rescue, care sunt 270, dar care nu le atingem din momentul în care avem în rezerva noastră națională și la Unifarm avem ventilatoare și le folosim, bineînțeles, pe ele în primul rând. Referitor la transferul pacienților în afara României, ieri și cu sprijinul Ministerului Apărării și a colegilor de la Smurd Timiș, Smurd Arad, Smurd Oradia, au fost transportați doi pacienți din Timișoara de la UPU la Seget. Din păcate, unul dintre ei a intrat în stop cardiac și a trebuit să fie returnat în România. Celălalt a fost predat la Seget la secția de terapie intensivă. Tot cu sprijinul Ministerului Apărării s-au derulat două misiuni de transfer ieri, astfel 5 pacienți, 3 de la Floreasca, 2 de la Pantelimon, au plecat pe rută București-Oradea, iar mai apoi terestru către Debrețin cu echipajele de urgență terestre, 3 pacienți de la Spitalul Pantelimon către Timișoara au fost transferați ieri, iar terestru către Seged au fost transferați astăzi dimineață.
Astăzi, și la acest moment se desfășoară deja o operațiune de transfer, avem 6 pacienți din București, 3 din Floreasca, 2 din Sfântul Pantelimon, 1 din Sfântul Ioan, care urmează să plece către Seget și către Debrețin. Un pacient cu un elicopter SMURD de la Cluj va pleca direct la Debrețin. Deci asta este referitor la transferul pacienților, care va continua, bineînțeles, și cu pacienții care au nevoie de doar de oxigen, nu de terapie intensivă. V-am dat numai cifra pacienților pentru terapie intensivă, dar se suplimentează cu alți pacienți care au plecat astăzi din zona transfrontalieră către cele două spitale pe nevoi de oxigen sau de terapie intermediară. Referitor la mecanismul de protecție civilă european, de când acesta a fost activat, am primit foarte multe mesaje și propuneri de către colegii noștri din alte țări cu care avem colaborare și noi am zis de mai multe ori că mecanismul de protecție civilă europeană, în care România este membru, este un mecanism al solidarității europene și este normal să apelăm la el, așa cum au apelat alții la acest mecanism când ne-am implicat noi și când problema la noi era mai simplă și nu era atât de complexă. Până acum, Italia ne-a trimis deja 5200 de doze de anticorp monoclonal. Sunt în desfășurare procedurile de transfer și de preluare a 12700 de doze din Germania, tot de anticorp monoclonal, care urmează să ajungă în cursul săptămânii viitoare. Astăzi, în seara asta și mâine, o să le recepționăm oficial. Ajung din Danemarca 8 concentratoare și 15 ventilatoare de transport. Raed Arafat prezentând bilanțul ultimelor 24 de ore și vorbind despre planurile pentru perioada următoare. Nicio restricție deocamdată, vă ținem la curent cu detaliile care apar în urma acestei intervenții în direct al lui Raed Arafat. Revenim după publicitate. Rămâneți. Deși puternic contestat, Florin Câțu nu renunță la ideea extinderii obligativității certificatelor verzi. Premierul demis a anunțat că liberalii vor susține în Parlament introducerea documentului digital care atestă vaccinarea sau vindecarea de COVID-19 pentru activități economice în afara celor esențiale. A doua decizie pe care a luat-o Biroul Executiv al PNL astăzi este aceea de a susține în Parlamentul României demersurile pentru introducerea certificatului verde pentru activități economice în afară de cele esențiale. Este foarte important și am avut această discuție cu colegii mei. Vine sezonul de iarnă, e important să știm, toată lumea vrea să știe cum va funcționa această iarnă, cum va funcționa economia. Potrivit premierului demis Florin Câțu, magazinele alimentare și farmaciile rămân deschise pentru oricine, în rest doar cu certificat verde. Știu că este un subiect nepopular, mi-asum acest risc politic, dar este soluția de a menține economia deschisă și de a nu introduce un lockdown, un alt lockdown. Deci, certificatul verde vom susține în Parlamentul României introducerea în afara celor magazine esențiale sau spații esențiale, activități economice esențiale. Spațiile, ele sunt definite clar, dar noi astăzi am vorbit de magazine comerciale, de supermarketuri, farmacii, cam la asta ne gândeam noi. Acum eu sunt sigur că în Parlamentul României se va face o listă clară cu aceste situații. Câțu spune că obligativitatea certificatului verde este o soluție bună și care dă randament în lipsa unei carantinări totale a zonei unde incidența a trecut de 6 la 1000. După 6, de obicei atunci când încep discuția despre carantinare, ar fi bine să avem discuție cu acest certificat verde, dar eu să știți că văd, o secundă, eu văd folosirea certificatului verde ca pe o soluție de a menține economia deschisă în perioada următoare și având în vedere că sunt, eu știu că nu este popular, dar este o soluție viabilă pe care a fost-o. Carantinarea Bucureștiului și a Ilfovului au fost respinse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Propunerea de izolare a celei mai populate zone a României aparținea INSP după ce rata de infectare a crescut amenințător. Este aproape de 16 la 1000 în capitală, iar Ilfovul deja a atins această cifră.
CNSU a mai stabilit că certificatul verde nu va fi obligatoriu în magazine și nici în farmacii, dar că se pregătesc totuși o serie de măsuri mai dure în București și în localitățile din jur. Grupul tehnico-științific a respins propunerea INSP de a impune carantină în București și în județul Ilfov. Carantinarea, care practic înseamnă închiderea, da? Și opritul populației în locul, nu o să se poată face pentru simplul motiv că majoritatea celor care lucrează sau mult, mult, peste, cred că peste 45% din cei care lucrează în capitală sunt în zonele limitrofe. Carantinarea Ilfovului și a ceea ce se spune că s-ar fi putut face, nu se va respecta. Nu doar propunerea de carantinare a fost respinsă de CNSU, dar și cea ca românii să intre în magazine sau în farmacii doar cu certificatul verde, așa cum își dorea de pildă premierul demis Florin Câțu. La nivelul municipiului București și județului Ilfov se pregătesc acum măsuri mai dure pentru combaterea pandemiei. Noile restricții sunt stabilite de specialiști la Ministerul de Interne și vor fi anunțate în curând. Cu hore, cu petreceri, cu asta chiar n-ar trebui să fie lăsat. Decizia ca izolarea totală să nu fie impusă în București și în localitățile din jur a fost luată în ziua în care incidența cazurilor COVID-19 a ajuns la 15,83 la 1000 de locuitori, comparativ cu 15,42 cu o zi în urmă. Județul Ilfov a anunțat o rată de infectare de 16,26 la 1000. Trebuie să luăm niște măsuri care să țină cont de această incidență mare, incidență de 15,84 la 1000, înseamnă un număr mare de surse care practic facilitează transmiterea acestui virus. În orice moment predispuși să facem o nouă reinfecție sau să ne infectăm pentru prima dată. Nu puțin sunt medicii care pledează în continuare pentru impunerea rapidă de măsuri mai restrictive în cea mai populată zonă a țării. În București, în numai 24 de ore, s-au îmbolnăvit de COVID 3123 de oameni. Liberalii propun varianta unei combinări între plafonarea prețurilor și compensări pentru ca populația să poată achita facturile mari la energie din iarna aceasta. Vor fi depuse în curând amendamente la ordonanța pe care guvernul a dat-o înainte de a fi demis și care acum privește strict compensarea facturilor. Între timp, în Parlament se află și legea inițiată de PSD, care vizează doar plafonarea prețului final al energiei pentru 6 luni. Reuniți în biroul politic executiv, liberalii s-au răzgândit și nu mai vorbesc doar despre o formulă singulară, fie de plafonare, fie de compensare, ci despre un mix al acestora. Este propunerea lor pentru ca o parte a facturilor la energie să fie acoperită la iarnă când prețurile vor exploda. Prima decizie pe care am luat-o astăzi a fost de a amenda ordonanța Guvernului României, cea care introduce compensarea facturilor cu mai multe facilități, și a fost să introducem și amânarea facturilor acolo unde se poate. În același timp, știți foarte bine că vom avea și un amendament cu plafonarea prețurilor. Și este foarte important de știut că aceste măsuri sunt pentru clienții caznici și clienții non-caznici. Și ministrul interimar al energiei a anunțat că se va lua în discuție un mecanism de amânare a plății facturilor pentru cei vulnerabili. La nivelul Comisiei Europene se discută în principiu despre consumatorul vulnerabil. Există posibilitatea, adică obligativitatea nedeconectării consumatorului vulnerabil, deci o avem în lege. Dacă premierul a anunțat acest lucru, sigur că o să discutăm acest mecanism și există o posibilitate de amânare, de exemplu, a facturilor la plată pentru cei vulnerabili, dacă nu au posibilitatea de să plătească în compensare cu datorii la bugetul de stat ale furnizorilor. Liberalii contestă proiectul depus de PSD în Parlament care vizează doar plafonarea tarifelor la energie, pe motiv că statul, adică tot românii într-un final, ar urma să acopere diferențele mari de sume rezultate. Dacă în Parlament pe proiectul Partidului Social Democrat este posibilă? Mie mi se pare greu de făcut acest lucru, pentru că lasă la latitudinea furnizorilor creșterea prețului complet necontrolat, fără absolut niciun control, știind că vor fi tot timpul despăgubiți de la bugetul de stat și o plafonare absolut
pentru absolut și pentru cei cu venituri foarte mari, și pentru cei cu venituri mici și medii, nu mi se pare justificat. Până vor decide politicienii ce soluție vor găsi pentru plata facturilor, românii se uită afară, dar și în calendar. Este deja din ce în ce mai frig, iar până la 1 noiembrie nu mai e mult. Ca la noi la nimeni, un ponton destinat copiilor cu dizabilități din Tulcea s-a scufundat la nici o lună de când a fost inaugurat. Inaugurat cu mare fast. Un eveniment la care a participat chiar și ministrul muncii, Raluca Turcan. 2, 3, 5. Să fie un ceas bun. Șampanie mult mai departe. Imaginile sunt de acum nici o lună, când Raluca Turcan făcea mari valuri prin Delta, inaugurând un centru mobil destinat copiilor cu dizabilități pe un ponton în Mahmudia. Centru care ar fi trebuit să asigure începând de la anul servicii de recuperare pentru aproximativ 200 de copii din Delta Dunării. Pontonul este echipat cu aparatură medicală modernă și ar trebui să circule în Delta și în localitățile riverane Dunării pentru a asigura perioade de terapie pentru copiii cu posibilități reduse de transport. Doar că cel mai probabil nu se va mai întâmpla nimic, pentru că pontonul s-a scufundat pur și simplu. Deocamdată toată lumea ridică din umeri și nimeni nu pare să știe ce s-a întâmplat în cele câteva săptămâni care s-au scurs de la inaugurare. Însă, neoficial, pontonul era spart încă de atunci, după cum spuneau localnicii. Dar în fuga după imagine, guvernanții noștri nu au mai ținut cont de nimic și au mai bifat o tăiere de panglică. Acum, lăsate cu pleașca asta pe cap, autoritățile promit că vor repara pontonul și acesta va deveni funcțional până anul viitor. Deocamdată însă cert este că echipa câștigătoare a fugit mai mult după poze și imagine decât să facă ceva cu adevărat bun de la un cap la altul. Arhiepiscopul Tomisului Teodosie nu renunță la discursul său antivaccinar. În altul prelat a îndemnat din nou oamenii să nu se vaccineze pentru că serul are multe urmări negative. O neorânduială, aș putea să spune, în această forțare care este nefirească, fără temei și cu rolul de a speria ca să vă vaccinați forțat. Nu acceptați. Avem personalitate de sine fiecare, sunteți apărați de Constituția țării și chiar de Constituția europeană, de legile europene. Nici legile europene nu ne obligă la vaccin. Deși nimeni nu a impus vreo obligativitate a vaccinării, arhiepiscopul Tomisului a indus această idee și a sfătuit oamenii să nu meargă să se vaccineze. Fac un apel la juriști să se mobilizeze. Este o frământare foarte intensă a oamenilor care nu acceptă vaccinul și au dreptul lor de a nu-l accepta, nu trebuie să fie obligatoriu. Mai ales că nu e asumat de nimeni. Și sunt atâtea urmări negative. Deci acești oameni ar trebui credincioșii noștri să se adreseze în masă justiției. Arhiepiscopul Tomisului Teodosie s-a remarcat încă de la începutul pandemiei de coronavirus prin sfidări repetate ale regulilor stabilite de autorități. În luna mai 2020, el a împărtășit mai mulți copii cu aceeași linguriță, deși Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române decisese anterior că până la 1 iunie nu se va face împărtășanie în grup, dar credincioșii pot fi împărtășiți individual, pentru că biserica nu acceptă pahar și linguriță de unică folosință. La finalul aceleiași luni, Teodosie, printr-un gest unic în țară, a refăcut slujba de înviere, pe care nu a putut-o ține de Paști din cauza stării de urgență. Lumina a fost împărțită de preoți fără măști, iar oamenii s-au înghesuit să-și aprindă lumânările. Nu pot să fiu polițist, oamenii se pot vindeca, a spus atunci arhiepiscopul Tomisului. O nouă sfidare a regulilor din partea lui Teodosie a avut loc la începutul lunii iulie 2020, când arhiepiscopul Tomisului a organizat o slujbă cu 10 de oameni înghesuiți într-o mănăstire din Suceava, județul cu cele mai multe cazuri de COVID-19 la acel moment.